Fraților, mișcarea lui Wesley a produs în cadrul reformei și a reformațiunii o dorință extraordinară după sfințire. După sfințire. Cumva, într-un mod aproape de neexplicat, oamenii au ajuns la concluzia că există două etape în viața de credință. Spun neexplicat datorită unde s-a ajuns, datorită la unde s-a ajuns. Dar s-a pornit de la ideea că omul începe prin pocăință, în momentul când se pocăiește, apoi cere de la Dumnezeu iertare și îndreptarea vieții. Și ăsta este primul nivel. Iar nivelul al doilea este nivelul în care omul după botez începe să trăiască după voia lui Dumnezeu, experimentând în viața sa, în fiecare zi, sfințirea. Bun, până aici toate lucrurile au fost bune, au fost de înțeles pe bază biblică. Ceea ce nu s-a înțeles foarte bine, dintr-un motiv sau din alt motiv, a fost: da, ce e asta sfințenie? Adică cam cum ar fi să trăiască un om sfânt? Ce este asta? Și vreau să vă spun că problema a rămas până în ziua de astăzi, nu neapărat pentru că Biblia nu este foarte clară în privința aceasta, ci pentru că uneori noi nu suntem foarte deschiși la ceea ce spune Scriptura. Și atunci, când Wesley a venit și a pus în fața Bisericii lui Dumnezeu chemarea la o viață de sfințire, s-au produs mișcări puternice în creștinism în dorința de a însuși această viață și de a trăi în felul acesta. Una dintre mișcările wesleyene pentru căutarea sfințirii a fost chiar mișcarea lui Miller de la 1840-1844, ei dorind să trăiască o viață sfântă în vederea revenirii Domnului Iisus Hristos. După mișcarea millerită, Biserica Adventă care s-a format după aceasta a urmărit același lucru: să păstreze o viață sfântă pentru venirea Domnului Iisus Hristos. Însă, dincolo de Biserica Adventistă, au fost și alte mișcări din sânul creștinismului care au dorit sfințirea. Căutătorii de sfințenie, The Holiness Movement, mișcarea după sfințenie, a fost foarte puternică în anii 1800. Foarte puternică. Atât de mult și-au dorit mișcarea de adică o experiență a sfințirii, încât aici apare șocul. Încât s-a ajuns la concluzia că sfințirea, până la urmă, este un răspuns din partea lui Dumnezeu, care răspuns te face pe tine să te simți mai bine. Cu alte cuvinte, în urma unei rugăciuni mai speciale, în urma unui serviciu divin în care te-ai predat înaintea lui Dumnezeu, coboară asupra ta un asemenea sentiment atât de intens încât simți prezența lui Dumnezeu asupra ta. Prezența lui Dumnezeu atât de puternică asupra ta. Ei bine, încet, încet s-a considerat că prezența divină în viața cuiva este de fapt semnul sfințirii. Și prezența divină simțită emoțional. Oameni care cădeau jos pe podea sub acest impact al prezenței divine, oameni care își pierdeau cunoștința sub impactul prezenței divine, oameni care au început să vorbească în sau să scoată sunete neînțelese sub așa zisa prezența divină. S-a căutat să se explice ce se întâmplă și atunci s-a ajuns la concluzia că sunt probabil limbi îngerești. După anul 1902, semnul sfințirii a fost aceste experiențe. Semnul sfințirii au devenit aceste experiențe.
Până în anul 1902, semnul sfințirii însemna căutarea împlinirii voiei lui Dumnezeu. Până în 1902 însemna ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Să trăiești un așa zice Domnul, să trăiești în funcție sau în raport cu cuvântul lui Dumnezeu. În anul 1902 s-a rupt ceva și oamenii n-au mai căutat în mod special să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu, ci au dorit să trăiască în conformitate cu o rețetă care le stimula simțurile lor în felul acesta, crezând că sunt sub binecuvântarea divină. Aici, în anul 1902, se rupe ceva fantastic. Locul unde s-a rupt teologic și experimental această teologie a Duhului Sfânt s-a găsit nu departe de aici, în Azusa, California, Los Angeles. Da? Și de aici încolo, mișcarea aceasta emoțională în care un om, după ce se pocăiește, imediat așteaptă un experiment extatic, extraordinar, care să-l trântească la pământ sau care să-l facă să își piardă conștiința sau care să-l facă să înceapă să vorbească limbi noi, acesta a început să fie amprenta prezenței Duhului Sfânt, al botezului cu Duhul Sfânt sau al botezului cu foc. Spuneam cu o vreme în urmă că repetând această istorie, fostul pastor baptist Iosif Țon spunea: o, dacă ar fi rămas mișcările acestea carismatice la căutarea sfințirii în conformitate cu voia lui Dumnezeu, ce bine ar fi fost. Cu alte cuvinte, sfințirea să fi rămas conformarea cu cuvântul lui Dumnezeu, nu căutarea unei experiențe emoționale pe care s-o trăiesc. Fraților, despre asta vom vorbi puțin acum. Text provocator pentru noi. 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 18. Îmi pare rău, fratele Tinel nu e aici, de dimineață dânsul mi-a arătat textele astea. Deci, 1 Corinteni 14 cu 18. Mulțumesc lui Dumnezeu, spunea Pavel, că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Punct. Ce înțelegeți dumneavoastră din asta? Poftiți? Cineva îmi spune că cunoștea mai multe limbi. Sunteți siguri că se referea la faptul că vorbea și grecește și ebraică și la asta vă... Poftiți? Deci, fraților, pentru ca să știe ebraică și greacă, era nevoie să aibă Duhul Sfânt? Nu învățase la picioarele lui Gamaliel? E despre ce e vorba aici? Mulțumesc. Este vorbirea în limbi un dar pe care Dumnezeu îl promite bisericii sale? Da. Unde îl găsim? Unde găsim promisiunea? Nu, dați-mi textul biblic. Unde să caut promisiunea asta a faptului că Duhul Sfânt ne va învăța să vorbim în limbi? Unde? Haideți, cineva mi-a spus și eu el, să nu mai ziceți. Altcineva. Unde o găsesc? Sigur, Apostolul Pavel. Darurile Duhului Sfânt. Unde sunt? Lista de daruri a Duhului Sfânt. Așa, mi-a zis capitolul 12 de unde? Mulțumesc, Corinteni. Haideți repede, Corinteni 12. Mulțumesc. Ia să vedem. Da. Haideți să începem cu 7, da? Și zice așa: fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh. Altuia despre
credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea de a face minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi, altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte după cum voiește. Punct. Amin? Amin. E și darul limbilor. E și tâlmăcirea limbilor. Mulțumesc. Întrebare. Care din aceste daruri nu le-a manifestat Domnul Iisus Hristos? Care dintre aceste daruri le-a manifestat, le-a avut Domnul Iisus Hristos și pe care nu le-a avut Domnul Iisus Hristos? Ce părere aveți? Ia uitați-vă puțin. Haideți să le luăm pe rând. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. A vorbit Domnul Iisus despre înțelepciune? Sigur că da. Să vorbească despre cunoștință de autorita aceluiași Duh. A vorbit Domnul Iisus Hristos? Sigur. Altuia despre credință. A vorbit Domnul Iisus? Tămăduiri prin același Duh. A făcut tămăduiri Domnul Iisus? Puterea să facă minune. A făcut Domnul Iisus? Prorocie. A făcut prorocie Domnul Iisus? Matei 24. Deosebirea duhurilor a avut-o Domnul Iisus Hristos. În momentul când a văzut pe unii și a spus că unul e posedat de demoni, alții și așa mai departe. Altuia felurite limbi. A vorbit Domnul Iisus Hristos vreodată în limbi? Care limbi? E în ebraică. A vorbit aramaică și ebraică. Mulțumesc. Deci Domnul Iisus Hristos vorbește limba cetățenilor săi. Nu ni se spune vreodată că Domnul Iisus Hristos a vorbit în limbi și n-a avut nevoie niciodată de cineva să-i tâlmăcească vreuna dintre spusele sale. Toată lumea a înțeles. Fraților, nu vreau să minimalizez absolut deloc darul vorbirii în limbi, câtă vreme Duhul Sfânt ne-a promis că ni-l va da. Dar aș vrea să înțelegem și anume că Domnul Iisus Hristos are toate celelalte daruri ale Duhului Sfânt. Probabil dacă ar fi avut nevoie, l-ar fi manifestat și pe acesta, dar nu știu de ce în toată activitatea Domnului Iisus Hristos eu nu găsesc că Domnul s-a folosit de darul limbilor. Mulțumesc! Asta ca idee. Și acum, haideți să facem un pas mai departe. Găsim vorbirea în limbi în Vechiul Testament? Găsiți vorbirea în limbi undeva între evrei în Vechiul Testament? Nu. Dar găsiți vorbirea în limbi undeva în perioada Vechiului Testament în Sfânta Scriptură? Nu. Deci, iertați-mă, eu aș vrea să vă conduc spre un eveniment pe care dumneavoastră îl știți și care este extrem de puternic. E vorba de vremea lui Ilie. În vremea lui Ilie s-a vorbit în limbi. Unde? Pe Carmel. Pe Carmel s-a vorbit în limbi. Da? Haideți să mergem acolo. Da. Întâi Împărați, capitolul 18, Ilie și prorocii lui Baal. Frații mei, există acest moment de aici, este prima confruntare detaliată între două religii. Să ținem cont de lucrul acesta. Avem de a face cu religia iahvistă, religia lui Jehova, reprezentată de Ilie, și avem de a face cu religia baalită, reprezentată de cei aproape 1000 de proroci care erau prezenți acolo. Nu mă interesează nici proporția, nu mă interesează nimic, mă interesează că erau două religii prezente acolo, două servicii de închinare. Două servicii de închinare. Vă rog să observați diferențele de închinare, vă rog să observați de asemenea că ei nu s-au rugat împreună,
Ei n-au făcut un serviciu împreună acolo, o liturgică Baalului Iahvistă, nu? Ci acolo fiecare și-a ținut serviciul lui, așteptând rezultate distincte. Am două servicii religioase, serviciul Baalit și serviciul lui Jehova, fiecare așteptând rezultat de la un alt Dumnezeu. Important treaba asta, nu de la același Dumnezeu. De la un alt Dumnezeu. Asta mă învață pe mine destul de mult. Și anume mă învață că liturgica pe care eu o realizez aici, modul meu de închinare, trimite rugăciunea mea la un anume tip de Dumnezeu. Să nu-mi închipui că dacă eu mă rog într-un fel, tu te rogi în alt fel, altul se roagă în alt fel, toate rugăciunile merg la același Dumnezeu, cum se încearcă să se spună astăzi. Nu. Ceea ce se întâmplă pe Muntele Carmel, mie îmi demonstrează clar că preoții lui Baal se rugau lui Baal, iar Ilie se ruga lui Jehova. Clar. Ai de-a face cu două destinații diferite. Trimiți scrisoarea, una la Los Angeles, alta la Chicago. Nu merg amândouă în același loc. De ce? Datorită modului în care tu te închini. Din punctul ăsta de vedere, închinarea este extrem de importantă, fraților. Să nu vă imaginați că dacă cineva se închină după Scriptură și altcineva se închină în afara Scripturii, călcând ceea ce spune Dumnezeu, să nu ne imaginăm că rugăciunile toate ajung în același loc. E o falsă și o teribilă presupoziție. Nu. Bun. Asta este punctul 1. Punctul numărul 2. Ilie vorbește cu poporul. Dați-mi voie să facem o analiză mai largă a evenimentului pentru a înțelege starea de spirit a poporului. Spre exemplu, versetul 21. Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Ce înseamnă șchiopătarea asta de două picioare, nu de unul? Ce înseamnă șchiopătați de două picioare, de amândouă picioarele? Ce înseamnă asta? Ce vă sugerează dumneavoastră? Îmi sugerează un lucru și anume că am de-a face cu un popor care pe ușa și pe steagul lui scria clar: noi suntem poporul lui Dumnezeu, al lui Jehova. Și în realitate când se închinau lui Dumnezeu, se închinau ca lui Baal. Astfel încât unii dintre ei își închipuiau că ei sunt și cu Dumnezeu și cu Baal. Dar Ilie le spune: în realitate voi nu sunteți nici cu Dumnezeu, nici cu Jehova, nici cu Baal. Asta e regula compromisului. Când noi facem compromisuri, noi urmărim de fapt să fim și cu și cu. Ceea ce spune aici textul este că prin compromis noi de fapt nu vom fi nici cu, nici cu, nici cu Dumnezeu, nici cu Baal. Adică va fi supărat pe tine și Baal că nu-i porți numele, va fi supărat pe tine și Dumnezeu pentru că îi strigi numele. Vreau să întreb dacă cumva creștinii de astăzi sunt în aceeași situație. Sunt în aceeași situație. Putem să fim în aceeași situație. Repet, ori de câte ori încercăm un compromis, de fiecare dată obținem rețeta asta. Nu suntem nici cu Dumnezeu, nici cu Satan. Obținem, de fapt, doi dușmani. Evident, evident că Satan se bucură, dar el tot vrăjmaș rămâne. El tot vrăjmaș rămâne, tot Satan se numește, până la capăt. Bun. Urmează apoi actul acesta al închinării. Vă rog să observați, și baaliții foloseau un vițel și Ilie folosea un vițel. Vedeți că cele două servicii divine se aseamănă? Vedeți? Bun. Și Baal face un altar și Ilie face un altar. Care e deosebirea între altare
Care-i deosebirea între altarul lui Jehova și altarul lui Baal? Care-i deosebirea? Care-i deosebirea între vițelul lui Baal și vițelul lui Dumnezeu? Care-i deosebirea? S-ar putea să fie o oarecare deosebire la nivelul altarului. La nivelul altarului, altarul poporului Israel era făcut din 12 pietre, simbolul fiecărei seminții, astfel încât altarul nu era mare, nu era înalt. Altarul nu era înalt. Altarul lui Baal era fastuos, era somptuos, era prezent acolo și îl făcuseră ei timp de 3 ani de zile, 3 ani de secetă, tot altarul respectiv devenise din ce în ce mai impozant, mai somptuos. Diferența era în altare, dar nu aceasta face diferența între religia adevărată și religia falsă. Altare au și unii și alții, viței au și unii și alții, jertfa au și alții. Vreau să vă întreb, care e diferența? Ce anume face diferența între adevărata religie și religia falsă aici? Poftim? Cineva îmi spune focul din cer, dar până la focul din cer. Poftiți? Felul de închinare, felul de rugăciune. Fraților, pecetea este așezată de focul din cer, dar modul în care oamenii se adresează lui Dumnezeu este extrem de important. Extrem de important. Așa este și în viața de credință. Până la urmă, cu siguranță, până la urmă va coborî foc din cer. Până la urmă se va vedea diferența între poporul lui Dumnezeu și poporul care nu este al lui Dumnezeu. Dar până să se ajungă în momentul acela, este foarte important modul în care deja se întâmplă religia în jurul altarului, religia în jurul jertfei. Este foarte important. Și acum, haideți să vedem cum se desfășoară religia aici. Versetul 25. Ilie a zis prorocilor lui Baal, alegeți-vă un jung dintre cei doi, pregătiți-l voi întâi, că sunteți mai mulți și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Clar, da? Alegeți voi un vițel, nu contează care, deci nu e nicio deosebire. Pregătiți-l voi mai întâi, sunteți mai mulți. Ilie este politicos, dă întâietate întotdeauna, recunoaște superioritatea numerică, nu e nicio problemă. Chemați numele Dumnezeului vostru, singurul lucru, lăsați-l pe Dumnezeu să răspundă, nu puneți foc. Ei au luat juncul pe care li l-au dat și l-au pregătit. Au chemat numele lui Baal de dimineața până la amiază. Fraților, a chema numele lui Dumnezeu în mod repetat, pe o perioadă îndelungată, fără ca Dumnezeu să răspundă, este o problemă. Este o problemă. De unde știu? Știu treaba asta de la Ilie. Mai târziu, Ilie îl cheamă pe Dumnezeu de câte ori? O singură dată. Nu veți spune. Da, după aceea când Ilie îl cheamă pe Dumnezeu de 7 ori, atunci cum mai e? Care-i deosebirea între această chemare? Au chemat numele lui Baal de dimineața până la amiază zicând, Baale, auzi-ne, dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns. Care-i deosebirea între aceasta și chemarea lui Ilie de 7 ori din peșteră mai târziu? Care-i deosebirea? Mulțumesc, spune aici, Ilie știa că Dumnezeu va răspunde și a așteptat răspunsul. Mulțumesc. Alte gânduri? Nu, înainte de a vorbi de treaba asta, de a sări, că imediat ajungem acolo. Dar vreau să vă întreb, de ce aici a trebuit să stea de dimineața până la prânz și pe urmă până seara? E vreo problemă sau nu? Este vreo problemă. Și atunci Ilie de ce a stat și s-a rugat de 7 ori ca Dumnezeu să aducă ploaie și Dumnezeu totuși l-a ținut. Fraților, poftiți? Fratele Turlea spune, Ilie avea o problemă, dar prorocii lui Baal n-aveau și ei o problemă.
Vă rog să observați, frații mei, că uneori suntem puși în situații foarte asemănătoare, foarte similare. Pentru a trece de timpul de criză, noi avem nevoie să-L cunoaștem foarte bine pe Dumnezeu. Ilie a putut să stea să roage de 7 ori pe genunchi datorită faptului că cu puțin mai înainte Dumnezeu îi răspunsese la prima rugăciune. Să nu ne imaginăm vreodată că noi suntem atât de puternici încât să-L facem pe Dumnezeu să răspundă instantaneu la toate rugăciunile noastre. După ce Dumnezeu i-a răspuns lui Ilie cu foc din cer, Ilie ar fi putut să zică de acum încolo la cea mai mică rugăciune Dumnezeu va face imediat ce spun eu. Există tendința aceasta și tentația aceasta să credem că după ce Dumnezeu ne-a răspuns, noi devenim stăpâni pe voința lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu i-a spus lui Ilie și a vrut să-l învețe pe Ilie că nu e așa. Nu e așa. Mă întorc la prorocii lui Baal. Săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. Este vorba de dansuri rituale, frații mei. Dansuri rituale. Dansuri rituale cu caracter magic, care invocau prezența divinității baalice acolo. La amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis: strigați tare! Strigați tare, cât de tare? Toți la oaltă. Tare! De ce? Fiindcă este Dumnezeu, de-aia, așa zice aici. Strigați tare, fiindcă este Dumnezeu. Se gândește la ceva... sau are treabă, sau este în călătorie, sau poate că doarme și se va trezi. Ironie puternică. De ce trebuie să strigi tare la Dumnezeu? Eventual strigi tare pentru că ești îngrozit. Eventual strigi tare pentru că nu mai poți. Eventual strigi tare, dar nu ca să audă Dumnezeu. I-au strigat cu glas tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbiile și cu sulițele până ce a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurat. Ce înseamnă a aiura? Ce înseamnă a aiura? Este vorba de delirum, da? De delir. Într-o stare de delir. Marea majoritate definesc aici ca fiind un extaz religios, delir, extaz religios, aiurare. Este vorba de o vorbire de subconștient, incoerentă. Oamenii nu mai vorbeau cu subiect și predicat. Eu m-am dus și am făcut. Nu mai era nimic coerent. Vorbele țâșneau din ei fără nicio legătură. Aceasta fiind marcarea fenomenului de îndumnezeire. Vreau să vă spun un lucru. Ei nu făcuseră treaba asta pentru prima dată. Ei nu făcuseră lucrul ăsta pentru prima dată. Ei îl repetaseră. De fiecare dată când în religiile păgâne, în religiile de mistere se produce așa ceva, de fiecare dată ei cred că Duhul Dumnezeului sau Spiritul Zeului respectiv a intrat în ei și ei vorbesc limbile zeilor respectiv. Deci, în momentul acesta ei sunt în starea cea mai înaltă în care ei comunică cu Zeul. Ei sunt una cu Dumnezeul lor. Reiau citatele pe care le-am spus la prânz. Fraților, situația aceasta este atât de răspândită încât fiecare religie antică are în ea această formă de extaz mistic sau de aiureală. Fiecare religie, auziți? Religia mesopotamiană între 2000 și 1500 înainte de Hristos oferă nenumărate exemple de vorbire în limbi, mărturiile găsindu-se în textele de la Mari în Egipt, cultul Isis Osiris, cultul Tracian al lui Dionisos, cultul Sirian al lui Adonis, în Frigia cultului Atis și Cibele, în Persia cultul lui Mitra, în China prin comunicarea cu spiritele, oracolele grecești de la Delphi. Sunt doar câteva. Repet, este vorbirea în limbi o situație sau un caz particular pe aici, pe acolo, sau este o situație generalizată? După rapoartele istorice, este o situație generalizată. Așa
se manifesta lumea religioasă din vremea respectivă, din vremea lui Ilie. Așa se manifestau toți. Singurii care nu se manifestau așa erau poporul cuvântului lui Dumnezeu, inclusiv Ilie. Ilie nu face așa ceva. Și de aici apare marea deosebire. Aici apare marea deosebire. În timp ce unii cad în extaz, se prăbușesc la pământ, își pierd conștiința, au daruri, dansuri rituale, în timp ce vorbesc glosolalia, cu alte cuvinte, vorbesc cuvinte fără șir, fără înțeles, în timp ce se întâmplă asta deoparte, auziți cât de frumos se petrec lucrurile în cazul lui Ilie. Ilie a zis atunci întregului popor: gata, hai, bine, ajunge, v-ați obosit destul, apropiați-vă de mine, adresa altarul Domnului, a zidit pietrele, a așezat lemnele, a turnat apă, versetul 33, încă o dată, versetul 34, a făcut de trei ori lucrul acesta, apa curgea până că s-a umplut șanțul și în clipa când se aducea jertfa de seară, vă rog să observați, nu oricând. Mă, fraților, a apărut un curent care lucrează foarte mult împotriva formei în Biserica lui Dumnezeu. Dar vă rog să observați cât de atent este Ilie la forma de închinare când el știe că apare jertfa de seară. Unde? La templu, atunci se roagă el. Vi se pare că forma aceasta este de prisos, este fără rost? Daniel se roagă cu ferestre deschise spre Ierusalim. Forma asta cu ferestrele deschise vi se pare fără rost? Forma asta a inventat-o el, este invenția lui Daniel. El a inventat deschiderea ferestrelor către Ierusalim ca un gest, ca un gest de identitate cu Ierusalimul. Rugăciunea în timpul jertfei de seară este ceea ce Ilie inventează acolo pentru a arăta identitatea lui cu ceea ce se întâmpla în Tamidul de la Ierusalim, adică în jertfa necurmată. Atunci era jertfa de seară. Dacă am putea să înțelegem că ceea ce a lăsat Dumnezeu pentru noi ca regulă de închinare nu este doar o formă de șartă, ci este o modalitate de a ne apropia cu toată inima de Dumnezeu, ce bine ar fi. Dacă am putea să înțelegem că oriunde am fi, a te ruga împreună cu poporul lui Dumnezeu este un lucru extraordinar. Dacă ești în concediu, dacă te poți închina împreună cu poporul lui Dumnezeu, este un privilegiu. Dacă ești la lucru și știi că într-o zi de miercuri poporul lui Dumnezeu se strânge la oră de rugăciune și tu ești în altă parte și nu poți să fii acolo, dacă tu te oprești și pleci genunchiul pentru a te ruga împreună cu poporul tău, pentru că știi că poporul tău se roagă împreună cu Dumnezeu, este un privilegiu extraordinar. Rugați-vă împreună cu Ierusalimul, rugați-vă împreună cu cei ce se roagă, rugați-vă pentru ca ruga să fie a unui popor care se ridică către Dumnezeu. Și apoi Ilie a zis: Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel și că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după pomenirea Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc din cer. Frații mei, verbul care leagă cerul de pământ în rugăciunea lui Ilie este ascultă. Ascultă, Doamne. Dacă vrei să te asculte Domnul, ascultă-L și tu pe El. Între cer și între pământ există un singur verb.
Verbul care zice ascultare. Rugăciunea este cerința ca Dumnezeu să asculte nevoia unui nenorocit pocăit. Iar porunca lui Dumnezeu este momentul în care pocăitul nenorocit ascultă vocea lui Dumnezeu. Dar legătura dintre cer și pământ este ideea de ascultare și vreau să înțelegem că acesta este de fapt centrul ideii de sfințire. Ilie n-a căzut în niciun extaz mistic aici. Ilie s-a rugat, a stat acolo, a căzut foc, a mistuit jertfa, a realizat lucrarea de reformă a poporului ucigând pe toți prorocii lui Baal și apoi a mers înaintea împăratului ducându-l până la porțile Samariei. Nici urmă de extaz, nici urmă de înălțare sufletească în așa fel încât să fie pe deasupra pământului, să nu mai știe ce se întâmplă cu el, nimic. Ilie rămâne omul datoriei care ascultă până la capăt vocea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu și datoria care o are de făcut. Repet, aici, la Carmel, am de a face cu prima întâlnire între o experiență a unor preoți care cad într-un exercițiu de trans extatică și între poporul lui Dumnezeu reprezentat prin Ilie. Unii se manifestă așa cum păgânismul i-a învățat întotdeauna, Ilie rămâne un om al cuvântului lui Dumnezeu care așteaptă ca Dumnezeu să lucreze pentru el, el rămânând mereu cu mintea deschisă, mereu prezent, mereu clar, mereu ascultător de Dumnezeu în fiecare moment. Timpul aleargă. Dați-mi voie să trec la al doilea caz pe care de asemenea dumneavoastră îl știți. Se găsește în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Este momentul acela de vorbire în limbi. Versetul 4. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci la Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile de sub cer. Când a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat, a rămas încremenită pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Câte limbi? Numărați-le. 15. Nu știu de ce, mie mi-a spus cineva că sunt 17, da? Nu contează. Ideea, fraților, este că aici, în Faptele Apostolilor, într-o adunare plină de oameni de diferite națiuni, chinezii au înțeles planul de mântuire în limba lor, japonezii în limba lor, grecii în limba lor, românii în limba lor, italienii în limba lor, 17, 14, 13 sau câte neamuri doriți dumneavoastră, în ziua aceea au auzit cuvântul lui Dumnezeu predicat ca la ei acasă. Acum întrebarea mea este în final. Când vorbim despre darul limbilor, la ce limbi ne așteptăm să se producă în mijlocul poporului Dumnezeu? Așteptăm să se producă limbile de pe Carmel sau limbile de la pogorârea Duhului Sfânt la cinzecime? Care dintre ele? Ale Duhului Sfânt, cele de la cinzecime. Fraților, despre asta este vorba. Despre asta este vorba. Aș vrea să vă spun un lucru. Cărțile de specialitate leagă darul acesta al vorbirii în limbi neînțelese de autohipnoză. Ei spun că în majoritatea cazurilor, oamenii respectivi care fac lucrul acesta pot să fie hipnotizați foarte ușor, atât de ușor încât ei pot să producă o autohipnoză. Dacă lucrul acesta este adevărat, atunci omul
are capacitatea să își inducă față de sine însuși un proces al unei conștiințe alterate. Dacă lucrul ăsta este confundat cu prezența Duhului Sfânt, noi facem o gravă confuzie. Facem o gravă confuzie. Șamanii din Africa fac la fel. Șamanii din Africa, spuneam, druizii din lumea islamică fac același lucru. Suntem aici. Este foarte ușor să vorbești cuvinte neinteligibile. Este foarte ușor. Este de o calitate net superioară ca să vestești Evanghelia lui Iisus Hristos și planul mântuirii printr-o altă limbă. La asta face referire Dumnezeu. Întotdeauna când veți vorbi cu oameni care vorbesc despre Duhul Sfânt, întrebați-i dacă ei propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu în alte limbi. Întrebați-i dacă ei vestesc pe Iisus Hristos în alte limbi. Întrebați-i dacă se convertesc oameni în urma Evangheliei vorbite de ei în alte limbi. Întrebați-i dacă lucrul acesta se întâmplă. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta, atunci spuneți-le că mintea lor este fără rod și că sfințenia nu este rezultatul unei activități de extaz, ci sfințenia este rezultatul ascultării lui Dumnezeu și de Dumnezeu. Mai mult decât orice și mai mult decât oricând. N-aș dori să vorbim despre alții, aș dori să vorbim despre noi. Închei spunând că poporul lui Dumnezeu de aici are nevoie astăzi, mai mult decât oricând, să se îndrepte spre cuvânt, pentru ca să lase cuvântul să vorbească în dreptul lor. Orice iotă sau slovă din cuvântul acesta să fie porunca lui Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu să-ți vorbească direct. Aceasta fiind pecetea sfințirii lui Dumnezeu în viața ta. Dacă este ceva din cuvântul acesta al lui Dumnezeu sau din spiritul profetic care îți vorbește și față de care ești reticent sau rezistent, gândește-te la sfințire. Și dacă dorești sfințirea, lasă ca cuvântul acela să intre în viața ta, să facă ordine, să facă lumină. Și atunci vei avea acea sfințenie de care Ilie a făcut uz atunci când a vorbit cu Dumnezeu și după câteva vorbe Dumnezeu l-a ascultat. Când s-a înălțat de pe pământ, Domnul Iisus Hristos a promis: cereți orice în numele meu și eu vă voi da. Auziți? Dumnezeu spune că ne ascultă. Ne ascultă. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să-L ascultăm și noi. Amin. Amin.